Am zis să vă filmez cum arată după ceva sirop și turtă. Iată rama din exterior. Este și asta. Aici am văzut câteva ouă. Nu multe. 2-3 pierdute așa. Da, ia uitați. Cred că se vede polenul, nu? Așa, și sunt curios de... Aici folosesc funda. După cum vedeți, numai așa am improvizat. Că normal nu folosesc fum. Aici folosesc un pic așa. Ia uitați. Și pe partea cealaltă. Și să vedem asta la alta. Deci, ia uitați, schema care am făcut-o data trecută de am inversat rama asta, e și matca acolo, de am inversat rama, ia uitați cum o dat roade și acolo în față este oat și în spate este căpăcit. Asta va primi pungă de sirop. Să vedem și cea din margine. Ce are. Polen. Se vede, nu? Haideți să văd partea cealaltă. Este căpăcit. Este căpăcit și polen. Deci este super ok. Ce va primi este punguța de sirop. Deci așa arată, ați văzut două rame și cu puiet. Și nu o pălmuță, ci destul de bine. Deci de acum încolo, doar sirop. Ok. Toate cele bune.